Două victorii superbe pentru Simona Halep și Irina Begu. Cele două românce s-au calificat în sferturile de finale de la Gippsland Trophy, după ce au trecut de Laura Ziegemund, respectiv Johanna Konta. Mult afară, victorie pentru Simona Halep în două seturi cu Laura Ziegemund. Simona este în sferturi. Simona Halep a făcut un meci extraordinar împotriva Laurei Ziegemund. Sportiva noastră a reușit o victorie clară, fără mari emoții. Simona a început excelent jocul și și-a adjudecat primele patru game-uri ale meciului. La 4-0, Ziegemund a dat primele semne de revenire, însă nu suficiente pentru a avea șanse reale la adjudecarea primului set. Da, servește atent cu primul, cu prima minge. Simona egalează la 3. Setul secund a început mai bine pentru Laura Ziegemund, aceasta fiind la conducerea meciului. Sportiva din Germania a câștigat primele două game-uri datorită unui joc impunător. Cele două sportive au jucat strâns până la 4-4 în al doilea set. Simona Halep și-a impus loviturile extraordinare și a reușit victoria după o oră și 34 de minute de joc. Scor 6-2, 6-4. Victorie superbă și pentru Irina Begu. Aceasta a învins-o pe Johanna Konta după un meci dramatic. Victoria muncită a Irinei a venit după 3 seturi extrem de strânse la scor, 4-6, 7-6, 7-6. În setul decisiv, Begu s-a impus cu 12-10 în tiebreak, după ce a ratat de mai multe ori șansa de a câștiga meciul. Simona Halep și Irina Begu s-au calificat în sferturile de finală de la Gippsland Trophy. Următoarea adversară a Irinei este Naomi Osaka, iar Halep va juca împotriva Ecaterinei Alexandrova.